suntem în fața unei zile bucuroase și a unui prieten cu state vechi în perimetrul Sucevei, profesorul din state, Aurelian Crăiuțu, a susținut un expozeu briant în incinta Universității Sucevene și acum la despărțire vremelnică i-aș solicita bunăvoința unor laconice răspunsuri de ce și cum cu promenada lui prin urbea Sucevei, la Bucovinei, României și așa mai departe. Relu, bine ai venit pe meleagurile tradiționale. Face plăcere să revin acasă întotdeauna. Formulează bucuros către cei care ne privesc. Subiectul discuției de azi a fost unul care eu am crezut că va fi de interes și a fost pentru public mai larg, și anume despre felul în care europenii au văzut în mod istoric America. Am vorbit despre metafora Americii, ce reprezintă America. Am încercat să arăt că e vorba de o metaforă mai mult decât o realitate. Există o realitate în spatele metaforei, dar există multe reprezentări, multe imagini pe care călătorii europeni sau scritorii europeni le-au avut despre America. Și cred eu că a fost o discuție foarte interesantă. Am primit întrebări realmente excelente, care am încercat să le răspund așa cum am. Da, avem eșantioane memorabile, filmate deja. Aproape că m-aș încălzi și la ideea unei convorbiri proxime, in extenso, să ne spui cu ce prilej ești prin România. Am venit să țin această conferință, în primul rând, dar am venit... Și în calitatea ta de magistru asociat universității. Nu am o poziție asociată încă cu universitatea, deși există un plan pe care încerc să-l avansez cu ocazia acestei vizite, de a organiza un colocviu internațional care să exploreze relevanța gândirii politice a lui Tocqueville și a lui Marx în secolul 21. Ce dimensiuni mai pot avea operele lor la două secole după ce au fost concepute? Și aici avem nevoie de fonduri din partea comunității locale pentru a organiza acest colocviu. Vorba de un colocviu internațional. Eu mă angajez să aduc din America un număr de participanți și să organizăm împreună cu sprijin francez și german această conferință, să o facem eventual la Suceava și să arătăm că acest lucru este posibil. E nevoie de un mic sprijin local, poate că există și oameni... Și cu concursul în media se poate există, să... Sunt convins că există oameni bine dispuși și care ar dori să ne sprijine. Nu e nevoie de mulți bani, e nevoie de un efort susținut însă de a strânge banii și de a organiza acest lucru. Deci eu sper să ducem la bun sfârșit de acest lucru în 2015 sau 2016. Da. E nevoie de 2 ani de lucru sau un an și jumătate. Nu e departe. Nu e departe și cred eu că beneficiile ar fi extraordinare dacă am reușit să discutăm pe o temă importantă, cu oameni importanți. Atunci studenții ar avea de învățat, publicul și noi înșine. Deci toată lumea ar avea de câștigat. Aurelian, zis Relu, spune-ne ceva. Spune-ne ceva prietenilor care te văz ei prima oară pe sticlă. Cine ești? Vreau să te scot din academie și să te duc în civilie. Spune-ne succint așa câteva tușe din curriculum tău briant. Îmi place încercarea ta de a mă reumaniza aici. Exact, asta voi și să fac. Să împrietenesc conținutul expozeurilor academice cu solul real. Am terminat un liceu în 1984, liceul Ștefan cel Mare. Asta a fost o vreme 3 decenii în urmă, deci există o reuniune de 30 de ani a generației mele. Dar înainte de aceea am urmat o școală pe vremea aceea foarte bună, cred că a rămas la fel, școala generală numărul 3, unde am avut profesor foarte bun. Reper. Și acel lucru mi-a dat un fundament în ceea ce am făcut ulterior. Poate că a fost mai important decât liceul, pentru că am avut o parte de o educație foarte bună. Iată că, de exemplu, pasiunea mea pentru
limbă, pentru cultură, s-a născut și din lecțiile pe care le-am luat cu o profesoră care, din păcate, a trecut în neființă recent, Lucia Boroș, care mi-a insuflat o pasiune pentru limba, astfel încât gramatica română și limba au rămas pentru mine o pasiune. Ai, da, eu te cunosc de la literatură. Dar acea erai a evoluat... un cititor feroce, răulean. Pentru ai mine... câștigat o Olimpiadă Națională câștigat... de literatură până la da, urmă. Nu e mare lucru. Ceea ce e important este că în timpul liceului am descoperit și aici sunt, nu sunt deloc diferit. Am făcut parte dintr-o generație unde oamenii citeau, explorau literatura universală. Era la începutul anilor 80. La București am o bibliotecă pe care îmi face totdeauna plăcere să o regăsesc și mi-am adus aminte de ani în care călătoream prin anticariate și căutam cărți din colecția Meridiane și colecția Globus, de exemplu, da. Pe care le am aproape în totalitate. Sunt cărți care au reprezentat pentru mine un reper în anii 80, m-au deschis, mi-au creat un apetit. Nu l-am pierdut, am evoluat într-o altă direcție, dar mi-am... Surprinzător, oarecum pentru mine, că ai terminat științe economice, într-un fel? I-am absolvit da. Facultatea de științe da. Economice. Sigur că ce de mare folosință... Da. Dar am făcut un efort după aceea să mă te-ai umanizat, cred că de... umanizarea... Dacă Ortega y Gasset vorbea despre dezumanizarea artei, încerci să faci, să restitui umanioarelor ținuta lor. Vom vedea. Și scap de mine dacă ești gentil să ne răspunzi la ce faci la ceasul de față, iarăși pentru lumea care te cunoaște mai puțin. Și e foarte nepriește, ne e drag și ne e cinste că faci ce faci la ceasul de astăzi, ca purtător de imagine și de cuvânt, de ce nu și al spațiului acesta? Eu sunt bucuros că atunci când vin am parte de prieteni care vin și vor să mă vadă. Este un lucru pentru mine foarte onorabil, ca să fiu sincer. Laudele nu le merit, dar pentru că m-ai întrebat ce fac în clipa de față, sunt... angrenat într-un proiect mai de lungă durată și anume vreau să rescriu istoria conceptului de moderație politică. E o lucrare de istorie care se întinde pe câteva secole. Am publicat primul volum în România în 2006 la Polirom, se numea Elogiul Moderației. Acum, în 2012, am publicat un volum în engleză care se numește O virtute pentru mințile curajoase. O istorie a conceptului de moderație politică în Franța între 1748 și 1830, după cum vezi, sunt date foarte clare. Și acum mă îndrept către secolul 20 și scriu, sper anul viitor, încep să scriu și sper să termin o carte despre moderație în secolul 20. Care, cartea românească din 2006 a fost o încercare, un joc, a fost o încercare impresionistă de a discuta despre moderație. Acum, ceea ce fac, încerc să scriu un limbaj universitar. Spune-ne unde ești, chiar dacă știm. Și sunt angrenat în acest proiect. Dă-ne ceva din casă. Da? Despre tine, câți anișori ai de pildă? Am 48 de garoafe în buchetă. 48 în dată. Îndată e jumătatea de veac. Eu țin minte vorba lui Dante, jumătatea vieții, dar nu știu exact când s-a întâmplat chestia, oricum sunt peste, cred. Un lucru este... Ești un rafinat degustător de vinuri, de pildă. Da, ne-ai și vorbit de vinurile americane. Pentru că vrei să mă umanizez. Da, rog. La urmă. Deci sunt profesor, da, dar norocul meu este că am timp liber. Am timp liber să... E frumos că vorbești astfel. Să-mi creionez agenda pe care o am. Am acest noroc că sunt profesor permanent la o universitate bună în Statele Unite și că am parte de acest privilegiu enorm de a sta în conversație cu cel mai bune minți ale omenirii. Ești un privilegiat, sunt un privilegiat că vorbești de virtuțile libertății. Te știu de o potrivă și un apologet al ceea ce se cheamă atât de pretențios fericirii.
preda un curs, și... preda un curs la Indiana. Spune-ne, te rog, așa, prelinga noastră, curs, cu ce se mâncă? Aici nu mă pricep, dar da. Îți pot spune ce predau. Da. Încep cursul cu filmul lui Andrei Codrescu, de care vorbeam, da. Se numește Road da. Scholar, călător... Un român ilustru. Și după aceea studiem diferite conexiuni ale... conceptul de fericire aplicat la natură, conceptul de fericire aplicat la societate, prietenie, dragoste, fericire, ce mai este acolo? Muncă și fericire. E o legătură între felul în care muncim și felul în care trăim. Și acest lucru e important. Și închei de obicei acest curs cu un proiect comun pentru studenții. Trebuie să ne facă un proiect în care să spună cum își concep fericirea oamenii în diferite părți ale lumii. Și totuși, de ce vedem atâtea chipuri nenorocite? Nu știu, sunt oameni și oameni. Planeta e sub zodia eșecului până la urmă. Nu cred, nu cred. Sunt și oameni fericiți pe planetă. Ei, uite, insulițe zglobii. Nu, sunt mai mult decât o tip de civilizație. Sunt foarte multe. Problema noastră este că nu avem timp pentru o viață de om să le cutrăm pe toate. Dar putem să citim despre ele, cel puțin, și acum cu mijloacele virtuale putem să călătorim imagini, reprezentări și așa mai departe. Asta e. Îți mulțumesc tare, fain, dar vreau să-ți mulc și promisiunea unei întrevederi. Sper să ne revedem. Interioare și a unei convorbiri mult mai generoase. Perfect, mulțumesc. Cele bune, dragule. America reprezintă viitorul Europei în privința drepturilor civile și a libertăților politice, într-acolo se va evolua. Pe de altă parte, există această ambivalență față de ceea ce începea să se numească în Franța la vremea aceea, civilizația americană. Ce reprezintă civilizația americană? Gânditori francezi de atât în partea dreaptă cât și în partea stângă a eșecului politic au exprimat cu acea ocazie o mulțime de reticențe față de ceea ce reprezenta civilizația americană. Și o să vă dau câteva exemple aici. Unii dintre ei au vizitat America și alții n-au vizitat-o. Dintre cei care n-au vizitat America, dar au fost fascinați de simbolul Americii, vă propun exemplul scriitorului francez Stendhal. Stendhal a scris o carte foarte importantă despre dragoste. În capitolul, cred că 21 din acea carte, există o meditație asupra dragostei în Statele Unite. Cred că e 21, dar nu sunt sigur. Și Stendhal spune în acel capitol din cartea sa, De l'amour, tradiția în textul francezesc, îi spune că ceea ce le lipsește americanilor sunt sentimentele autentice și marile pasiuni. Iată un citat din Stendhal. Este ca și cum corzile sensibilității s-ar fi uscat la oamenii aceștia. Sunt drepți, sunt raționali, dar nu sunt deloc fericiți. Este imposibil să fii fericit în America, pentru că ești prea rațional, ești prea supus unei rigori, unei etici protestante. Stendhal este de asemenea, fără să fi vizitat America, probabil din lecturile sale, este fascinat de politețea și raționalitatea americanilor. Și scrie acest lucru, toată atenția lor pare să se concentreze pe buna organizare a treburilor vieții și pe anticiparea tuturor necazurilor. Când în cele din urmă vine vremea să culeagă roadele atâtor griji de a-și plănui și ordona viața, constată că nu mai au pentru ce viață să se bucure. Este interesant că acest text a fost scris în 1821, cu 14 ani înainte ca Tocqueville să scrie același lucru cu 19 ani, în volumul 2 din Democrația în America. Tocqueville dedică un capitol fundamental agitației americanilor. Și spune că în America au văzut oameni care trăiesc în condițiile politice cele mai favorabile și sunt oameni care i s-au părut cei mai triști, pentru că sunt permanent angajați într-o cursă materialistă. Bani mai mulți. Nu există o limită în această direcție, spunea Tocqueville, și acest lucru îi face pe oameni să fie agitați, neliniștiți. Tocqueville folosește un termen special cartea lui și este, termenul este inquietude. În engleză a fost tradus prin restlessness, dacă vă sunteți curioși. Dar un lucru e fundamental, un om care este inquiet,
în franceză, înseamnă un om care nu este niciodată mulțumit de ce are. Care este permanent rost de ambiție și care este permanent rost de incertitudinea termenului final al vieții. Termenul de inquiétude, Tocqueville îl împrumută în mod interesant de la filozoful francez Pascal. Tocqueville aplică omului democratic în democrația în America, aplică exact analiza pe care Pascal o face condiții umane în general. Și omul apare, omul american, în viziunea lui Tocqueville, apare exact cum apare omul în panseul lui Pascal. Și anume un om care trăiește într-o semi-ignoranță. Tocqueville spune acest lucru despre oamenii democrați. Și uitați-vă la noi astăzi. Uitați-vă la, dacă sunteți studenți, uitați-vă la colegii noastre. Dacă sunteți mai în vârstă, uitați-vă la colegii noastre. Suntem toți cu telefoane, suntem conectați la toată lumea, nu ne mai avem timp să ne vedem prietenii, nu mai avem timp să citim cărți foarte multe, citim lucruri puține, suntem conectați pe Twitter, avem ceea ce se numește în engleză attention deficit disorder, da? Deci avem un deficit de atenție, sindrom de atenție redusă, astfel că nu ne mai putem concentra pe lucruri mari, facem lucruri puține. Acesta este omul democratic despre care scrie Tocqueville. Și este interesant că această temă a omului democratic care se mulțumește cu aproximații, care se mulțumește cu lucruri mediocre, în sensul normal al cuvântului. Cuvântul mediocre înseamnă ceva mediu. Această imagine este asociată cu America. În cazul lui Tocqueville este omul democratic, dar omul democratic există în mod special în America pentru el. Astfel încât această ambivalență pe care v-am prezentat-o în cazul lui Stendhal, este preluată de Tocqueville și reformulată într-o carte care este prezentată drept cea mai bună carte despre democrație în America, inclusiv până astăzi. Și acest lucru este interesant. Stendhal și Tocqueville spune, probabil mai mult decât Tocqueville, spune următorul lucru. Americanii au parte de fericire politică, dar ei fac parte dintr-o civilizație inferioară, în sensul că nu au manierele, nu au cultura pe care Europa o are. Astfel încât, iată că America reprezintă în secolul XIX viitorul politic al Europei, dar există dintr-o dată această critică la adresa civilizației americane, care e văzută ca o civilizație inferioară civilizației europene. Este foarte interesant din acest punct de vedere, apariția acestei teme a excepționalismului american. Cum vă puteți explica faptul că, pe de o parte, e vorba de un model politic pe care umanitatea îl va împrumuta și îl va îmbrățișa cu totul, și, pe de altă parte, e vorba de o civilizație, mă refer aici la cuvântul cultură și civilizație mai mult, e vorba de o cultură și o civilizație pe care acești gânditori europeni care apreciau America le găsesc de interioare. Vă dau un exemplu aici dintr-un alt gânditor care a vizitat America în 1827, deci cu 4 ani înainte de Tocqueville. El a stat acolo 6 luni, a vizitat o bună parte a Americii de Est, se numește Victor Jacquemot. Victor Jacquemot vine dintr-o familie a ideologilor francezi și era conectat, nu mai țin minte prin ce legături, cu Lafayette, care luptase în războiul de independență alături de America. Deci francezii erau foarte îndrăgostiți de America prin ochii lui Lafayette, care luptaseră cot la cot cu generalul Washington. Și Jacquemot vine în America în 1727 și scrie niște lucruri absolut incredibile despre americani. Pe de o parte, Jacquemot spune că americanii au, într-adevăr, libertate politică. Pe de altă parte, el afirmă că americanilor le lipsește ceva pe care europenii consideră fundamental unei vieți corecte, și anume spiritul de societate. Americanii nu știu să mănânce, spune Jacquemot. Îi vezi ducând la restaurant, era vorba de 1827, deci era vorba de un inn, probabil, și de un model sau ceva de asemănător, și spre americanii mănâncă repede, fără să vorbească între ei, și ies imediat din sala de mesă. Dacă ați avut ocazia să vedeți niște americani mâncând, este exact descrierea pe care o veți avea. Jacquemot spune, de asemenea, americanii nu știu să facă conversații. Europenii sunt speciali,
dotați pentru această artă, pe când americanii nu vorbesc decât despre platitudini, despre vreme, niciodată despre politică, și este lucruri care nu reprezintă mai lucru, niciodată lucruri culturale. Și a treia chestiune pe care Jacquemot subliniază este faptul că religiozitatea americană este una de ordine dubioasă. Se știe că americanii sunt și în clipa de față foarte religioși, dar Jacquemot spune că există o intoleranță pentru cei care nu merg la biserică. Ești uitat, se uită oamenii la tine cu mult scepticism, astfel încât el ajunge să pună în discuție religiozitatea americană. Și mai este o chestiune pe care vreau să o subliniez la patra opera lui Jacquemot. El spune, da, foarte bine, America are libertatea de expresie, dar uitați-vă ce scriu ei în ziar. În ziare sunt niște platitudini îngrozitoare. Unul își vinde un cal, altul își vinde o vacă, unul se întâlnesc într-o sală de ședințe. Ideea pe care vreau să o transmit este următoarea, și anume că există această ambivalență fundamentală, care este, până în clipa de față, cred eu, una din trăsăturile cele mai greu de digerat în aceste reprezentări ale Americii. Nu e vorba de un val de anti-americanism în aceste critici ale Jacquemot, Stendhal sau chiar Tocqueville, împotrivă. E vorba despre o bună apreciere a virtuților și a limitelor Americii. Însă acest lucru trebuie spus foarte clar, pentru că a existat în secolul 20 și acesta este al treilea moment al acestor reprezentări ale Americii, o tendință de idolatrizare a Americii. Vorbeam de secolul 20 ca un secol al Americii. Și aici cred eu că cea mai interesantă imagine Americii este cea a unui tărâm unde tehnologia și știința sunt cele mai avansate. Ideea de America drept tehnologie și știință are rădăcini adânci, chiar în secolul XIX, adică înainte ca Statele Unite să devină o putere mondială. Dar ceea ce este interesant este că etichetele de americanism și americanizare, care sunt etichete importante în discursurile ideologice, mai ales ale adversarilor Americii, au fost introduse în Germania în 1830 de către un publicist a cărui nume este necunoscut, Kreutzer, și în Franța, termenul de americanism și anti-americanism aici apare în operele unui poet. E vorba de Charles Baudelaire. Baudelaire, care era și el fascinat de America, dar în sensul negativ. Pentru el era o respingere totală a ceea ce... Nu poți spunea el, jurnal, nu poți simți splinul existenței în America. Acolo muncești toată ziua, ești activ, nu poți să te dedai reveriei și simțiri adânci într-un tărâm în care banul îți măsoară fericirea, nu plenitudinea existențială pe care o poți experimenta doar în lumea veche. Etichete de americanizare și americanism sunt etichete din secolul al XIX, de ele devin proeminente în secolul 20. America devine, cum spuneam, tărâmul tehnologiei. Este tărâmul care definește locul muncii. Doctrine de organizare a muncii cele mai eficiente a fost promovate în uzinele Ford, nu? În Statele Unite. Și este vorba de explorarea lumii și a spațiului, care sunt legate de rezultatele științei în Statele Unite. Aici există și problema competiției cu fosta Uniune Sovietică, o las deoparte pentru moment. Și aș dori să închei expunerea mea, făcând câteva considerații despre viziunea postmodernă a Americii, a fi în momentul al patrulea, ca să spun așa. Este viziunea pe care o trăim noi astăzi. Viziunea postmodernă a Americii este cea, nu este neapărat cea care s-a deschis după 1989, când războiul rece s-a încheiat. Nu este neapărat cea care s-a impus după 11 septembrie 2001. Aici e vorba despre o conceptualizare a rolului Americii, pe care o găsim, de exemplu, în scrierile unor filozofi precum Jean Baudrillard, de exemplu, care scrie o carte destul de halucinantă despre America,
în care el spune foarte clar, pentru mine nu există niciun adevăr al Americii, nu există niciun adevăr și cu toate acestea există unul și pentru el e vorba despre o combinație eclectică între diferite tendințe care fac astfel, ca America să devină un nou tur Babel, un tur din Babilon. Astfel încât pentru el America este o civilizație complet incoerentă și haotică, o civilizație a deșertului, a golului și a vidului. Asta este America, spune el. Deșert, gol și vid. E vorba evident de exagerare aici. El vorbește despre tragedia unui vis utopic devenit realitate. În însăși țara bogăției și a eliberării, California, auzi întotdeauna aceeași întrebare. Ce vei face după orgie? Asta este imaginea lui Jean Baudrillard. Imaginea unui tărâm al golului, al vidului și al orgiei. Ceea ce putem traduce prin ideea unui tărâm în care oamenii își permit orice, nu există limite pe care dorințele lor să le urmeze. Hiperbola după orgie îl conduce la formularea următoare întrebări. Ce faci atunci când totul este disponibil? Aceasta este problema Americii, din care America a devenit problema unei lumii întregi. Și aici ajung la ultimul meu punct în discuția de astăzi. De la trecutul Europei, la viitora Europei, la țara democratizării și la problema lumii întregi. Unde am ajuns astăzi. Baudrillard a scris acest lucru cu 3 decenii în urmă, mai mult. Dar cred eu că trebuie să ne punem întrebarea în mod nou și într-un mod mai creativ, sper eu. Unde este adevărul în aceste reprezentări ale Americii? Unele dintre ele foarte fanteziste, unele dintre ele corecte, unele pur și simplu exprimând speranțele și decepțiile oamenilor care trăiesc în alte zone ale lumii. Imaginea Americii este evident modificată astăzi față de reprezentările pe care vi le-am supus atenție. Descrierile făcute a Americii au fost, însă, și acest lucru este una din tezele importante pe care vreau să le propun, America a fost de la bun început văzută prin lentile deformatoare de către călătorii care au pășit pragul și de către cei care au scris despre ea la distanță. Lentile deformatoare nu înseamnă lentile negativ deformatoare, dar sunt lentile fanteziste, numai puțin. Ele sunt incorrecte și de cele mai multe ori au avut o agendă ideologică, nu neapărat politică, pentru cei care vreau să denunțe opresiunea și caracterul ilegitim al puterilor absolute în Europa, America reprezenta o metaforă. Pentru cei care au vrut să denunțe comunismul, America a fost o metaforă. Nu e vorba de lecturi incorrecte, cât de lecturi partinice. Și este evident că acest lucru continuă până în clipa de față. Deci, există o continuitate fundamentală, în mod paradoxal, în fondul părerilor gânditorilor europeni despre America, cei care au fost în America și cei care au vizitat. Gânditorii europeni au avut și au în continuare tendința să dea vina pe America pentru problemele care țin de modernitatea însăși. Toată chestiunea aceasta a tehnologiei scăpate sub control America după orgie, aceste imagini unui tărâm în care oamenii nu mai au limite. Aceasta este o problemă a modernității. Este omul modern care nu mai gândește în cadrele tradiționale oferite de religie și de moralitatea anterioară. Astfel încât ideea de America ca fiind devină pentru aceste lucruri care țin de modernitate este o chestiune care trebuie pusă pe tapet foarte simplu. Trebuie să avem grijă să nu așezăm la un loc Statele Unite și modernitatea ca și cum ele ar fi identice. Din potrivă, mă paradoxal, și acest este un lucru pe care îl văd în viața de zi cu zi, America este foarte arhaică în felul ei. 3/4 din America este foarte rurală. Nu e vorba de un tărâm al tehnologiei avansate, e vorba de
o coexistență a mai multor moduri de viață, unele foarte avansate, altele foarte arhaice. Și acest lucru este foarte interesant, pentru că chiar Tocqueville, el însuși, recunoscut acest lucru doar la sfârșitul vieții, nu când a scris Democrația în America. Și, în ultimul rând, mulți filozofi înțeleg în mod limpede faptul că fenomenul fundamental cu care se luptă este modernitatea și nu America. Și acest lucru trebuie rediscutat. America nu este decât un mod simplificat, America lor nu este decât un mod simplificat de a se reporta la o problemă mult mai prezentă și mult mai adâncă. În dezbatele privind America de astăzi, mulți dintre cei care participă la aceste dezbateri nu sunt interesați să cunoască America însăși, de unde afirmația făcută de istoricul olandez Huizinga rămâne valabilă și astăzi. Se știe mult prea puțin despre America și se scrie mult prea mult, se fabulează. Astfel încât o bună parte din cei care vizitează America astăzi se reduc și se limitează la a vizita două locuri în America. Una este coasta de est și a doua este coasta de vest. Teritoriul care leagă cele două coaste este numit, în mod peorativ, flyover zone. Deci este zona peste care se zboară. Nu este zona pe care oamenii vor să o cunoască. Și de aceea cred eu că, pentru a încheia, geniul unui gânditor precum Tocqueville a fost acela de a fi călătorit în acest flyover zone, în această zonă peste care oamenii cultivați de astăzi zboară, de la New York la Los Angeles sau San Francisco. Eu trăiesc în această zonă mijlocie. Trăiesc în America profundă, cum se spune. Și mă confund cu anumite reprezentări și anumite preconcepții care sunt foarte evidente, cel puțin nouă celor care trăim acolo. Însă este un lucru care mi se pare clar. Este periculos să lucrăm cu caricaturi ale Americii, după cum este la fel de periculos să lucrăm cu fantezii ale Americii. Cu imaginea unui tărâm de unde vine laptele sau vine libertatea absolută. Niciuna dintre ele nu este adevărată. Și atunci cred că relevanța unui astfel de excurs istoric ține de o constatare foarte simplă, și anume că este nevoie de a ne da seama că există o tradiție, o oportunitate de gândire, de reflecție asupra metaforei Americii, și doi, că America a fost, este și va rămâne o metaforă, chiar și în secolul 21, care îndrăznesc să prezic, deși nu sunt niciun un bun profet, nu va fi cu siguranță un secol american, dar va fi în continuare un secol în care America va continua să joace un rol important. Vă mulțumesc! Regimul prezidențial american, revăzut în continuare în teoria democratică în sensul unui model, este mai curând o excepție decât o realitate care ar putea fi aplicată, să spunem așa, într-un alt spațiu decât cel american. Știm însă că acest model a fost preluat mai puțin în spațiu european, mai mult în spațiu sud-american, iar acolo, în momentul în care a fost preluat sau s-a încercat a fi imitat, a condus la foarte multe eșecuri. Pentru că acele regimuri sud-americane au eșuat fie în dictaturi, de factură prezidențială, dacă nu militară, fie în regimuri populiste. Pomeneați la un moment dat de faptul că în secolul al 19-lea, da, America a fost văzută ca viitorul Europei. De ce credeți că nu a putut fi preluat și acest tip de regim politic într-unul din statele europene, așa cum este el proiectat de Constituția americană? Se pare excelent. Excepționalism american. E o temă importantă. Profesor Șandru ridică problema regimului prezidențial american, care este un regim interesant în felul lui, dar rămâne într-adevăr o excepție comparat cu Europa. Ceea ce este interesant este că există în clipa de față o mișcare de, nu zic de mari proporții, dar o mișcare destul de importantă care pune sub semnul întrebării viabilitatea în America, viabilitatea sistemului prezidențial american. Pentru că este un sistem care, spun ei, nu asigură responsabilitatea politică așa cum asigură sistemele proporționale. În mod interesant, se poate face și acest argument împotriva
sistemul proporțional. Dar este foarte limpede că primul ministru, de exemplu, într-un cabinet cum este cel al Angliei, are această responsabilitate politică și poate lua decizii. Pe când în America există acest sistem al guvernării divizate. Deci, Congresul este are două camere și, de obicei, una dintre camere, dacă nu amândouă, sunt ocupate, dominate de partidul din care președintele nu face parte. Acest lucru a devenit o problemă în America în ultimii 4-5 ani, coincide într-adevăr cu ascensiunea administrației Obama și ascensiunea, contra-ascensiunea partidului cunoscut sub denumirea The Tea Party Movement, care este un partid libertarian extrem, care a manifestat o agresivitate fără precedent în 2010, când a câștigat importante locuri în Congres, care acum are o mică recrudescență, dar care rămâne în continuare o problemă pentru Partidul Republican, care riscă să devină un partid divizat el însuși. Deci avem aici două chestiuni. E vorba de o guvernare divizată și este o guvernare blocată. Aceasta este problema care îi conduce pe unii să susțină o încercare de reformă a sistemului constituțional american, tocmai pe motivul că această guvernare divizată creează probleme pe termen mediu și lung. Cum e posibil să rezolvi problema datoriei interne a Statelor Unite atâta timp cât ai un Congres care votează la dreapta și un președinte care votează la stânga, ca să simplific lucrurile. Deci, din acest punct de vedere, este o problemă și cred eu că este o problemă care va continua să fie deschisă. Nu există, e foarte greu să reformulez Constituția Americană. Sistemul de amendare procedural vorbind este foarte complicat și poate dura până la 200 de ani. Trebuie o mulțime de state să ratifice. Deci 200 de ani suntem cu toți morți ca să schimbe o chestiune care a fost pusă acolo. O altă chestiune care este pe masa de discuție este sistemul colegiului electoral în America. Președintele nu este ales în mod direct de către oameni, ci este ales pe baza sistemului electoral. Fiecare stat are un anumit număr de voturi, astfel încât anumite state nici măcar nu-și văd candidații la președinție cu ocazia campaniei, pentru că sunt fie deja date ca fiind câștigate sau pierdute, fie că nu au numărul de voturi. Astfel încât, practic, în America, alegerile prezidențiale, nu e vorba de cele locale și de cele pentru Congres, alegerile prezidențiale sunt determinate de mai puțin de 6 state, practic. Nu e vorba de California și New York de data asta, care sunt state care votează democrat, ci e vorba de câteva state din mijlocul Americii și, de obicei, totul se reduce la unul dintre ele, și anume statul Ohio. Mai mult, nu se reduce la statul Ohio în general, care e un stat foarte mare, un stat care e aproape cât Moldova, ci se reduce la anumite departamente din acest stat, care sunt la anumite zone. De cum votează acele departamente, așa depinde rezultatul alegerilor. E un sistem ciudat. Să fim sinceri. Domnule profesor, sigur, discutandis, putem face o paralelă între două metafore care au buduit, de fapt, secolul 20. Una, sigur, este cea a Americii, dar cred că este una și a unui misopulice. Acel opium al intelectualilor de care vorbea în ultima instanță Raymond Aron. Credeți că există similitudini în ceea ce privește construcția celor două metafore, chiar dacă erau fost impuse în mod diferit, chiar dacă fundamentarea lor ideologică este total diferită, etc., și rolul lor a fost diferit. Vă mulțumesc. E o chestiune interesantă legată de America și Uniunea Sovietică. În secolul 20, într-adevăr, această competiție a fost una importantă și în ceea ce privește explorarea spațială, de exemplu, e limpede că America nu ar fi ajuns, nu ar fi ajuns fără stimulent oferit de sovietici care au ajuns primii, practic, în spațiu. Pe de altă parte, Tocqueville, de exemplu, la sfârșitul volumului 1 din Democrația în America, face una din profețiile lui, de data asta corectă,
și spune că vor exista două națiuni care vor crește. Una va fi America și a doua este Rusia. Una va sta pentru a promova libertatea, cealaltă va promova despotism. Aceasta a fost imaginea lui Tocqueville în secolul XIX. În 1839, de exemplu, unul din contemporanii lui Tocqueville, Marcusul de Cristin, merge în Rusia și scrie acea carte fenomenală, care este, de fapt, democrația în America transpusă în regim rus. Și aceste două cărți trebuie citite în paralel. Ar fi o teză de doctorat remarcabilă, s-a și scris despre ea, dar e o teză frumoasă, reactualizată din perspectiva noastră de astăzi. Deci, sigur că există amândouă simbolurile și amândouă metaforele au fost construite. În Uniunea Sovietică cunosc mai bine reprezentările gânditorilor francezi despre Uniunea Sovietică. E limpede că și acolo a fost o speranță pusă în ceea ce Stalin și regimul sovietic îl reprezentau. Îmi amintesc, de exemplu, de o vorbă faimoasă a lui Jean-Paul Sartre, care spune să nu spunem adevărul despre lagărele de concentrare din Gulag, de teamă să nu demoralizăm muncitorii din suburbia Belancourt, a Parisului. Deci ideea că a afla adevărul despre Uniunea Sovietică urma să demoralizeze muncitorimea din Franța, fel de rog este construită. Pe de altă parte, este limpede că secolul 20 a fost unul dominat de America. Acum, un lucru interesant este că americanii înșiși ar putea avea un răspuns diferit la această întrebare decât cel pe care îl ofer eu. Unul din lucrurile care îi supind cel mai mult este felul în care eu îl apăr pe președintele Reagan în discuțiile pe care le-am în America. Și ei încep să râdă pentru faptul că Reagan a avut o imagine proastă în America în anii 80. Noi am avut una, să zic așa, mai roză, însă Reagan a fost un președinte foarte contestat. Primul mandat economic a fost sub semnul întrebării. El însuși a fost un președinte atins de o demență timpurie încă în timpul celor al doilea mandat. A avut un caz foarte controversat cu armele Nicaragua și Iran. Dar pentru noi e clar că el reprezintă omul care a dat mâna cu Gorbaciov, care a spus dărâmat acest zid, domnule Gorbaciov. Deci e vorba de metafore, de imagini și eu sunt foarte conștient de acest element simbolic și subiectiv în percepția noastră asupra Americii și a Uniunii Sovietice. Eu însumi îmi amintesc, de exemplu, în anii 80, când aș fi avut ocazia să vizitez ceea ce era atunci Leningrad și Palatul de Iarnă și toate realizările culturale remarcabile ale literaturii ruse, nu eram interesat să cunosc acel lucru. Eram atras de simbolul american. Și ca mine au fost foarte mulți alții. Astăzi gândesc diferit, oarecum. A treia chestiune este legată de America ca simbol al unitarilor. Da, îmi place întrebarea pentru că nu se poate vorbi despre oameni. Sunt mai multe Americi. America roșie. Roșie stă pentru culoarea Partidului Republican, simbolul lor, și America albastru, culoarea Partidului Democrat. Diferență fundamentală. Dacă vă uitați pe harta electorală Americii, vedeți două state mari pe coasta de est, care sunt albastre, votează pentru Partidul Democrat, și centrul Americii, sudul mai ales, centrul și o parte din vest, sunt state roșii. Roșii în sensul republican. Astea sunt două chestii. Apoi există o diferență între America orașelor și America, nu a satelor, că nu este sate, dar localităților rurale. E o diferență fundamentală, astfel încât nu se poate vorbi de... Există o civilizație care e diferită în amândouă locurile. Și acest lucru trebuie spus foarte clar. Deci există diferite stiluri de viață, există diferite populații aproape, astfel încât e posibil ca să trăiești într-o America și să nu cunoști niciodată pe cealaltă. Foarte interesant aici este un documentar pe care vi-l recomand, îmi îngăduiesc să vi-l recomand, făcut de conaționalul nostru Andrei Codrescu. Andrei Codrescu a făcut un film în 1992, cred că a fost în 92 inițial, am o ediție din 95, pe care eu le arăt studenților mei la un curs despre fericire pe care îl predau, despre meditație despre America. Codrescu, în acest film, a scris și o carte, se numește Road Scholar,
Domnule profesor, ținând cont că economia face parte integrantă din viața socială, vreau să faceți câteva considerații în legătură cu avântul pe care le-a Asia la ora actuală, din punct de vedere economic, creșterea economică a Asiei, respectiv China versus America. Pare bine că ați ridicat această întrebare, că e o întrebare dificil de răspuns și o întrebare care ne preocupă pe tot. Ce a făcut ca America să progreseze din acest melting pot? De ce a mers înainte? Eu cred că filmul lui Andrei Codrescu e foarte bun aici, pentru că el spune la sfârșitul filmului există o ceremonie de naturalizare a cetățenilor, a noilor cetățeni americani. Și Andrei Codrescu, care a avusese 10 ani probleme de imigrație în America, el este invitat să țină această conferință noilor cetățeni americani. Și el le spune că un lucru fundamental pe care ei îl dovedesc este libertatea politică și dreptul de a se numi american. Și al doilea drept fundamental pe care el îl primesc în momentul în care devine american este că ei își pot rămâne chinez, din Singapore, mexicani, români, irlandezi și așa mai departe. Acest lucru este mai puțin posibil în Asia, cu de față. Din ceea ce știu eu, puținul pe care știu, de exemplu, este aproape imposibil să devii cetățean japonez. Nu știu cum e China, dar am înțeles, din nou, din puținul pe care știu, este foarte greu să te integrezi ca și chinez în societatea chineză. Ești om de afaceri care ești tolerat să faci afaceri în acea societate, dar societățile asiatice au avut în mod tradițional mai puține abilități în a asimila noi cetățeni. Acest lucru cred că rămâne deschis dacă e diferit. Nu ezitați să mă contradiceți, însă cred că aici este, cum să spun, aici este atul Americii. Care credeți că este elementul dominant care provoacă tot timpul și readuce în discuție anti-americanismul în Franța, mai ales? Cele două națiuni au mers mână în mână în perioada modernizării. Vorbeați de cele două de documentul de Declarația Drepturilor Omului inspirată. Dar și totuși, astăzi, în Franța, vedem un anti-americanism pe care tot revine, mai ales în perioada de criză. Este un lucru foarte ciudat că aceste două țări care au avut o continuitate de vedere, o prietenie sinceră, Lafayette Washington, una din prietenii cele mai frumoase din istoria omenirii, țara care a dat cea mai bună carte despre America, despre democrație în America, lui Toplin, este țara unde există un anti-americanism grosier, grobiar pe alocuri, sau chiar stupid, pe de altă parte. Nu toți francezii sunt anti-americani, acest lucru trebuie spus, însă un lucru este cert că acest anti-americanism francez are rădăcini în această critică a civilizației americane care e văzută de tip inferior, ca fiind o civilizație inferioară. Talleyrand spunea un lucru interesant. Talleyrand vizitează America în timpul Revoluției franceze și face această butată care mi se pare semnificativă pentru această formă benignă de americanism. Și spune așa, America este o țară cu 33 de religii și cu un singur fel de mâncare. 33 de religii și nu te poți hrăni ca lume. Acest lucru l-au și astăzi în sânul unor călători americani, călători francezi în America. Ei sunt complet șocați de fenomenul religios în America și mă așteptam la o întrebare pe această temă. Da, există acest fenomen de mega churches, da? Deci de mega biserici, care pur și simplu pentru noi europeni este greu de înțeles. Americanii sunt raționali, umblă după bani, sunt calculați și în același timp religioși. Cum e posibil? Pentru francezi un lucru greu de înțeles. Pentru ei greu de înțeles a fost, pentru mine, cel mai haios episod este competiția pe care francezii au acceptat să o facă cu vinurile din Valea Napa, din California, în 75. A fost o competiție celebră. S-au testat, s-au gustat vinurile în mod, cum se spune, în mod orb, fără să știi exact ce testai. Și pentru prima dată în istorie, vinurile din California le-au suprasat pe cele franțuzești. Pentru francezi a fost un șoc din care nu și-au revenit nici pe clipa de față. Să-ți imaginezi cu un vin din Valea Napa,
poate fi mai bun decât un vin Bordeaux sau un vin din Burgundia, a fost aproape un atac la esența civilizației franceze. Ei bine, acest lucru s-a întâmplat. Explicabil. Dar există această idee că civilizația americană, și este un lucru important și pentru noi aici, civilizația americană e o civilizație care ne oferă anumite lucruri, dar ne deprivează de altele. Și acest lucru este o chestiune, zic eu, actuală. Poate ați avut ocazia să puneți piciorul pe tărâmul noi, nu? Aveți, probabil, veți încerca același sentiment. E o chestiune deschisă, nu știu, nu am o idee foarte clară, însă e clar că una din temele pe care le-am susținut astăzi, le-am apărat astăzi, este tocmai aceea că America te-a văzută nici în mod, cum să spun, hagiografic, nici în mod anti-american, sensul în care francezii l-au promovat. Vă dau un alt exemplu de anti-americanism. În secolul XVIII, când a început doar cu francezii, a fost un biolog, nu era biolog, era unul care studia câini și spunea animale și spunea că în America degenerarea a atins așa de un grad așa de înaintat încât nici câinii nu mai pot lătra ca lumea. Acolo până și regnul biologic a fost afectat de degenerarea totală pe care se poate constata în America. Deci ideea Americii ca degenerare apare în secolul 1760.